Aula Magna Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a găzduit miercuri aceasta conferința Iesle electronică în satul global. Ne întâlnim cu domnul în spațiu virtual. Invitații speciale au fost părintele Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor, și poetul Marius Iordăchioaia. Hristos este ușa pe care se poate ieși din dependența de virtual. Cred că asta a fost și esența întâlnirii de astăzi. Nu atâta să problematizăm pe marginea internetului, asta se face de ani buni. Partea noastră, a celor care ne-am întâlnit aici și am vorbit sau am ascultat, a fost asta. Soluția care este Hristos. Hristos te poate scoate din virtual și Hristos nu doar că îți recâștigi ca bucurie, ca bunătatea creației, participarea la real sau viața în realitate. Evenimentul a fost organizat de Ascor filiala Iași și se înscrie în seria de conferințe prilejuite de postul Nașterii Domnului. Ultima conferință va avea loc joi 10 decembrie și îl va avea ca invitat pe înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.